Începutul anului bisericesc a fost sărbătorit ieri și de românii stabiliți în diaspora. În Episcopia Europei de Nord, preasfințitul Părinte Macarie a înălțat rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu în paraclisul episcopal din Stockholm. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit ieri Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal din Stockholm cu prilejul începutului noului an bisericesc. La final, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cultive rugăciunea, explicând că așa cum trupul are nevoie de respirație și sufletul are nevoie de rugăciune. Calendarul bisericii este diferit de calendarul civil după care ne organizăm timpul. Anul nou în calendarul bisericii este astăzi, la 1 septembrie. De asemenea, potrivit timpului liturgic, ziua se împarte după rugăciunea ceasurilor, iar slujba vecerniei încheie ziua curentă și o pregătește pe următoarea. Prea iubiții mei, este de folos și binecuvântat să trăim după acest timp liturgic, după acest timp al bisericii, mai degrabă decât după timpul civil, Secularizat. Știm cât de greu ne este să ne sustragem acestui timp invadator și acaparator al lumii seculare. Ne plângem mereu că nu avem timp. Și cel mai dramatic este atunci când nu avem timp pentru sufletul nostru, când nu avem timp pentru familia noastră, când nu avem timp pentru prietenii noștri. De atâtea ori. Toată vlaga noastră sufletească este absorbită în malaxorul cronofag al lumii acesteia și mai rămân doar câteva resturi pe care le dedicăm seara sau în duminici Dumnezeului nostru. iubite frate, iubite soră, simțim în adâncul sufletului nostru Că nu acesta este rostul, firescul vieții omenești. Simțim că trăim într-un exil forțat, nu doar fizic, ci și sufletește. Simțim că nu aparținem acestei lumi. Simțim că locul nostru adevărat, casa noastră adevărată, nu este aici, nu este în acest viac, nu este în această lume. Însă, ce putem face pentru? a rămâne ancorați, înrădăcinați în cer, unde este adevărata noastră casă. Avem această modalitate de a cultiva neîncetat timpul liturgic, timpul bisericii, rugându-ne așa cum ne îndeamnă psalmistul, în toată vremea și în tot ceasul binecuvântează suflete al meu pe Domnul, deoarece Rugăciunea este cu adevărat respirația sufletului. Avem nevoie să ne rugăm continuu, așa cum avem nevoie să respirăm pentru a trăi. În paraclisul episcopal din Stockholm se păstrează icoana Maicii Domnului Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră.